Un alt cartier unde locuitorii s-au săturat să aștepte și trebuie să suporte cu multă răbdare lipsuri de multe feluri este cartierul Ghizdarului, cu șoseaua care străbate cartierul și cu străzile aferente. Și aici, ca de altfel în mai multe zone ale orașului, problemele par veșnice și de nerezolvat. Șoseaua este găurită și suportă cârpele acum, în plină campanie electorală. Străzile nu au trotuare. Pietruirile repetate ca pe vremea romanilor au înălțat strada și curțile oamenilor au rămas mai jos, inundându-se în zilele ploioase. Și problemele și doleanțele locuitorilor nu se opresc aici. Mă, domnul inginer, care e prietenul meu, foarte bine. Vrem să ne facă și nouă o stradă. Avem copii la grădiniță, duc copiul la grădiniță să-i spăl încălțămintea dimineața și mi-e rușine până la grădiniță, până aici să stăpește copilul. Domnul primar știe. Păi asta este, vedeți, nu vreau altceva, nimic decât străzile. Avem copii la școală, duc copilul la școală, cum o duc plin de noroi? În pantofii, într-o sândăluță, să fie și el curat pe stradă. Asta că facem. Deja strada asta e făcută că e asfaltată. Așa apă e la ei. Ia uitați-vă și dumneavoastră ce e la noi pe stradă. Pe toată strada noastră, pai, să ne facă și nouă străzile, să ne asfalteze, să, eu știu, să ne ajute și pe noi, că de-aia facem alegerile și noi din nou. Pentru copiii dumneavoastră ce vă doriți? Copiii mei sunt mari. Ce? Ca să le dea servici. Pentru servici am nepotul meu care are 23 de ani și n-are locuri de muncă pentru el. Să vedem, nu știm ce să mai zicem acum și noi. Așteptările dumneavoastră care sunt? Eu doresc din toată inima mea ca domnul Floricel să iasă primar, să se facă o schimbare care la ora actuală Giurgiu îi trebuie o schimbare, pentru că lumea nu știe încotro să apuce, nu știe ce să facă, nu are un servici, nu are un loc de muncă, care domnul Floricel, cred că dacă va ieși primar și va ieși cu siguranță, va fi un om care va avea grijă de orașul Giurgiu și de locuitorul lui, care este giurgiuvean și îl doare inima pentru orașul ăsta. Și eu sper din toată inima mea că dumnezeu va ieși și să facă locuri de muncă, să creeze condiții la copii, să facă străzile care, uitați cum arată. Care sunt problemele specifice ale cartierului, ale zonei, ale străzii dumneavoastră? Sunt foarte urâte. Adică, mă refer, eu am 3 nepoți și în momentul când plouă, trebuie să plec cu copiii la colț, să îi descalț, să le spăr ghetuțele ca să poată să ajungă corespunzător la grădiniță, adică curați. Să nu zică educatoarea sau cine e acolo, uite voi cum i-a adus pe ăstea, în ce hal i-a adus. Pentru că străzile, uitați cum arată, nu este, ne-a promis cine a fost primar că face, că drege și nu a făcut nimic. Noi vă așteptăm la vot și vă promitem că o să încercăm să răspundem dorințelor dumneavoastră. Haideți să facem o schimbare, haideți să facem ceva. Străzile sunt, că nu ne face străzile, sunt gropi. Până ieșim la șosea, când sunt ploi, ieșim plini de noroi. Și să avem, nu știu, viață mai bună. Serviciuri, un loc de muncă. Eu sunt femeie de servici. Da, copilul meu a ieșit din liceu, a făcut 12 clase și n-are unde să angajeze. Deci nu găsim un loc de muncă. Aveți speranțe că va fi mai bine și cum credeți dumneavoastră că va veni acest mai bine? Da. Am speranțe, domnul Nicolae Florian, că o să fie bine pentru Giurgiu. Pe de altă parte, locuitorii sunt nemulțumiți pentru că solicitările lor nu sunt luate în seamă, deși au cerut de mai multe ori sprijinul autorităților. Am fost la Vladu, am fost la primar și a zis că pentru noi n-are bani. Ce încredere să mă am eu? În ce să mă am încredere? Domnul doctor Pic. Spuneți dumneavoastră, ce să mă am încredere? Aveți probleme? Da. În ce să mă am încredere, că n-am încredere în nimeni? Să încercăm să te ajutăm. După ce o să fim... Deci, domnul doctor, eu sunt bolnav într-un hal cu depresie majoră. Da. Deci, cu acte, cu nu totul pot regulat. Să fac tomograful la cap în momente când eu nu mai judec. La noi s-a terminat am fost fondurile. În audiență la deci, domnul Vlad, la primar, să-mi dea și mie pentru că nu am bani să plătesc tomograful. Ca o culme a ironiei, după ce locuitorii de pe strada Miron Costin și de pe șoseaua Ghizdarului au dat prin gropi ani de-a rândul, ieri utilajele constructorilor trebăluiau la cârpeala de drumuri.
De ce s-a întâmplat pe strada asta? Ce s-a întâmplat? Da. Vă spun, s-a băgat piatră. Piatră. Așa. Dar ce piatră? Piatră concasată adusă din, de la ce? De la puișori de acolo. Așa. Că noi ne-am cules toată sârma. Fierul, beton, bucățelele alea, că dacă am o mașină, n-am bani să cumpăr cauciucuri pe fiecare lună. Am cules toată sârma, a băgat piatră concasată, a venit cu cilindru compactor al lui domnul Vladu și a bătut. Are ei GS numărul la mașină. Iene Gheorghe Sandu. A venit și i-a dat drumul. Noroc că băiatul ăla care era acolo, un copil de înțeles și am spus, nu mai da drumul la vibrații. Treci doar cu cilindru atât. Ne strici casele, ne strici gardurile, ne strici tot. Uitați-vă, n-am nimic în pădure. Uitați-vă a doua casă acolo. Casa aceea, uitați cum e gardul. S-a lăsat gardurile, într-adevăr. Cad gardurile în cur pe noi. Eu i-am făcut altceva, am gard din beton și l-am înălțat 35 de centimetri, domn doctor. Să nu ții treaba în casă. Sub gard am turnat și am pus fundație, că intram în baltă.